Astăzi despachetăm și instalăm o husă pentru motocicletă marca Crivit. Găsim de la această marcă, de la Lidl, mai multe accesorii pentru sporturi, pentru biciclete și așa mai departe. Caracteristicile ei ar fi că este impermeabilă, se usucă foarte repede și este rezistentă la UV, adică o putem lăsa în soare. Dimensiunile acesteia sunt aproximative, trecute pe partea din față, o lungime de aproximativ 235 de cm, în partea din spate o înălțime de 98 de cm. În partea din față avem 128 de cm, iar între coarne avem aproximativ 80 de cm. Pe spate găsim și instrucțiuni în limba română. Caracteristicile acesteia: prelată de motocicletă, are fereastră pentru număr, durabilă datorită setului din poliester, rezistente la intemperii și rupere. Avem ca și recomandări: nu se recomandă pentru acoperire de lungă durată, se scoate după 3-4 zile pentru a verifica apariția condensului. Așezat doar pe un vehicul uscat și fără praf. Nu folosiți husa dacă este udă sau dacă vehiculul este ud. Pe o motocicletă Enduro, un KTM, va trebui să măsurăm puțin, să vedem ce dimensiuni are acesta. Una din dimensiunile care ne interesează este dimensiunea între coarne. Putem observa că de la un corn la celălalt avem aproximativ 85 de centimetri. Lungimea totală aproximativă este de 220 de centimetri. Înălțimea în partea din spate, fiind o motocicletă de teren, iar acum ridicată pe un stander, este aproximativ de 1 metru. Avem aici și câteva instrucțiuni. Husa vine într-o pungă. Găsim un pachet și niște șnururi de strângere, de prindere. Materialul este destul de subțire. Aceasta este un material destul de subțire. Probabil că dacă ajungeți în magazinele Lidl, în momentul în care aceste produse ajung la raft, puteți să testați, să verificați grosimea materialului. Este destul de subțire. Are această decupaj transparent pentru a putea fi identificată în cazul în care este parcată în stradă după numărul de matriculare. Observăm că aceasta acoperă destul de bine. Este mărimea L, erau disponibile mai multe mărimi. Aceasta este mărimea L. Acum tot ce trebuie să facem este să prindem cu aceste șnururi. Avem niște urechi disponibile de prindere. Cu ajutorul acestora vom întinde mai bine husa, vom strânge mai bine husa mai degrabă. Șnurul îl trecem prin gaică, îl trecem pe sub motocicletă și apoi mergem pe cealaltă parte. Identificăm gaica de prindere. O trecem prin aceasta, iar pentru strângere avem un mic blocaj, cum întâlnim la geci și hanorace. Acestea le putem agăța undeva pe sus ca să nu atârne. Așa arată husa. Bineînțeles, dacă dorim, putem să o ridicăm mai mult de spate și să o lăsăm mai mult pe roata de față. Aceasta acum fiind pusă pe stander, este puțin mai înaltă și fusa nu acoperă chiar până jos de tot roata din față, însă are o acoperire destul de mare, destul de bună. Nu mai știm exact cât a costat această husă, însă vom vedea cât de fiabilă este. Nu o vom lăsa în ploaie, o vom folosi numai ca și protecție antipraf. Partea bună este că atunci când se strânge este foarte compactă. Acestea au fost informațiile pe care am vrut să le prezentăm referitor la această husă de protecție pentru moto. Sperăm că vă sunt utile informațiile. Vom lăsa în descriere dimensiunile motocicletei pentru a putea compara cu mărimea aleasă de noi, adică mărimea L, măsura L. Până data viitoare, numai bine și pe curând!